în televiziune? Când te mai vedem? Nu știu, o să mă mai vedeți, că sunt invitată la tot felul de emisiuni. E adevărat că proiectele, cele care mi-au fost prepuse, nu au fost pe placul și pe profilul meu. Așadar, din păcate nu voi fi într-un proiect de televiziune mare, dar sunt invitată la emisiune, așa că o să mă mai vedeți. Am și un proiect, dar să vedem dacă reușesc să-l vând, să-l dau, să-l fac, pentru că deocamdată am fost așa puțin preocupată de alte lucruri și nu prea am avut timp de mine. Și atunci, când o să am puțin timp de mine, atunci o să mă apuc. Eu vreau să te văd. Neapărat. Și ce proiect ar atrage, dacă ți s-a... ce-ți place ție? Am o grămadă de... o grămadă. Am câteva idei. Am un proiect de cooking pe care l-am gândit acum câțiva ani. Acum 2 ani. Nu am reușit să-l pun în practică. Au fost tot felul de blocaje și alte probleme ale altora. M-am concentrat pe altceva. Dar acum vreau să-l pun în practică, să-l pornesc. E, ce se va întâmpla cu el, unde va fi, dacă va fi pe YouTube sau dacă va fi la vreo televiziune, asta rămâne de văzut, pentru că noi știm că nu e easy job, nu e ușor să atragi nici sponsori, nici, na. Așa că asta încep să fac acum. Pe partea de actorie, dacă ar veni cineva și ți-ar zice, uite, hai să facem un serial, ce rol ai vrea? Ce rol aș vrea? Nu știu, mi-ar plăcea să joc, îți dai seama... ce rol mi s-ar potrivi, pentru că nu e de ce vrei neapărat sau ce ți-ai dorit tu neapărat, cât este de ce ți-ai potrivi, de ce ar coincide cu ce-și doresc producătorii, regizorii, na. De cele mai multe ori, acolo e o întâlnire, o discuție, na. Mi-ar plăcea, da, foarte mult. Dar să vedem, eu sper să se întâmple foarte multe de anul viitor, pentru că au fost destule nasoale. Mă gândesc că acum trebuie să vină și de alea bune. Fiind lucruri bune, stai liniștită, dar totuși, ce important e că ai o fetiță, da, care... Bine, aici nu se pune problema, este ce mi-am dorit, mă concentrez foarte tare pe ea, pe bucuria ei, pe liniștea ei, în sfârșit... Na, aia e. Te mai întreb ceva, dacă ți s-ar propune să o aduci și pe ea într-un proiect... Ce ai zice? În ce sens o aduci pe într-un adică proiect? Adică să faci un proiect ori de TV, ori să joci cu ea. Nu cred. Copiii trebuie protejați. Copiii trebuie protejați de anumite chestii. Am fost invitată, am fost cu copilul, deci nu e nicio problemă. Na, ultima oară nu mi s-a dat acordul tatălui să merg cu micuța, așadar nici nu cred că se va mai da vreodată. Așa că poate când mă face 18 ani și va fi pe picioarele ei... E, lucrurile se mai schimbă între timp. Acum, na. Să sperăm că o să o vedem. Să sperăm că o să o mai vedem. Dacă nu pe Instagram, acolo nu-mi interzice nimeni.